multe goluri astăzi. Multe goluri, dar sincer nu m-am mulțumit jocul. Cred că n-am făcut un joc bun, cel puțin în prima repriză. Cred că puteam să ne exprimăm mult mai bine. M-am mulțumit un pic de repriza a doua, dar era ansamblu, să zicem, că a fost un test bun. Toate că Clujul n-a jucat cu o echipă bună, dar copiii au fost ambițioși și s-au descurcat bine, zic. Ce te-a nemulțumit în prima repriză? Calitatea jocului. Nu cred că am reușit să fim foarte bine organizați. Defensiv am făcut multe greșeli. Sunt multe de analizat după meciul ăsta, dar e bine că am văzut unde greșim. Putem considera primul 11 o echipă tip? Nu, le-am zis și băieților. Primul 11 se face tot timpul săptămânii premergătoare meciului. În funcție de cum se prestă la antrenamente, așa voi alege. Nimeni nu e titular de la dinainte. Zoran Radu nu mai renunțat și la alții? Probabil că o să mai fie un jucător doi care pleacă și o anunțăm. Doar că le-am dat timp de gândire să aleagă și ei ce cred și ei că e mai bine pentru ei. Lotul de 23, nu l-ați fixat? Păi e fixat, am zis. Acum una, două, cum a fost și venirea lui Bocșan, a fost un pic așa neașteptată, dar binevenită. Așa se poate întâmpla în continuare în zilele astea. Poate să mai vină un jucător, poate să mai plece doi. Deci 95% e finalizat. Acum mai sunt mici detalii care nu exclud că se pot întâmpla anumite mișcări. Aceeași echipă folosiți și mâine cu Dumbrăviță? Nu. Vor juca băieții care n-au jucat, plus câțiva dintre cei care au jucat astăzi. Mulțumesc! Plăcere!